niciodată Roxy acolo. N-am știut la ce să mă aștept. Să-ți mâna. Bine ai venit. Te pup eu pentru ea. Haide. Ah, te-am încălcat, iartă-mă. Să nu trec așa peste. Ce faci, Roxana? Bine. Nu ne-am văzut de ceva vreme. Am văzut că ne-ai adus și câteva ținute pe care o să le vedem ceva mai târziu. Până atunci vreau să-mi spui dacă ești bine. Știu că ai fost plecată de curând. Da, sunt foarte bine. Într-o vacanță, zic bine, nu? Într-o super vacanță, mai lungă decât de obicei. 3 săptămâni am stat în America, New York, Dallas și LA. A fost foarte frumos. Cald în LA pe vremea asta? Da, e bine. În New York n-a fost așa și n-am fost chiar atât de pregătită, cu toate că mă tot uitam pe vreme pe telefon să văd câte grade sunt, dar 16 grade la ei nu sunt ca 16 grade la noi. 16 la ei sunt vreo minus 5, 6. Da. Nu știu dacă ți-o amintești pe Roxana când era într-o patrident? Sau nu mai știi de foarte multă vreme, nu? Câți ani s-o fi trecut? Câți ani sunt de la 15? Trident? No. Nu, chiar 15, sunt 10 ani. Mai ții legătura cu fostele colege? Da, da. Da? Deci prietene în continuare? Prietene în continuare, doar că nu apucăm să ne vedem atât de mult cum o făceam înainte. Bine, înainte locuiam împreună. Loredana este plecată, locuiește la Londra și ne întâlnim toate trei doar când vine ea sau când mergem noi acolo. Știu că ai o perioadă foarte bună în viața ta și vreau să știu cine ți-a redat ție echilibru și toată starea asta de bine pe care o treci. Soțul meu de... Te-ai măritat? Da, de un an și un pic. De un an și un... de piatră! Casă de piatră, bravo! Se memorează la un an? Am făcut ceva așa intim și n-am vrut ceva fastuos și, nu știu, cu petreceri. Și nu prea sunt adepta anunților tradiționale. Cum? Cu joc, cu acordeon? Bine, am făcut doar cu nunia și între prieteni și așa, rapid. Nici părinții n-au fost. Nu cred. Cum nici părinții n-au fost? Nu. Pentru că ne tot ziceam de ceva timp să facem acest pas și tot amânam că nu știm locația, că nu știm câți o să fim și tot așa. Și până la urmă, într-o zi, am zis, hai să mergem. Noi luăm niște prieteni cu noi și gata. Și aia a fost, nu? Da, și asta a fost. E ceva și a fost foarte, foarte ok și foarte bine. Adică a fost așa cum am visat. Exact așa cum ai visat. Fără stres. Fără stres. Vreau să văd și ce ne-ai adus astăzi aici. V-am adus colecția. Hai să mergem acolo, vrei? Da. Hai, sigur. Eu sunt curioasă. Eu când văd pietre... Era mai mă și noi. Cum e? Hai și noi ce rămânem aici. Cum face găina, la ce lucește. Așa am venit și eu. Ultimii fraiere acolo să rămânem. Ia. Noua mea colecție, o colecție dedicată perioadei acesta cu Revelionul, Crăciun și așa mai departe. Avem și sunt doamne care de Revelion, nu știu, poate merg la o gală din asta, la un restaurant mai fastos și am făcut și câteva rochii lungi. A, deci sunt și lungi? Și sunt lungi și midi și scurtuțe. Sunt cusute manual. Crezi din... că asta vine bine pe mine? Te-aș vedea mai degrabă cu asta. Una lungă, nu? Da. De Celine Dion, așa. Da, da, sunt mai speciale, să zicem așa, pentru că sunt foarte grele. Ai sunt foarte grele. Dar bine, când le porți nu se simt că sunt grele. Sunt rochii pentru ocazii sunt speciale, unicat. Nu? Da, uscat? Pentru că sunt lucrate manual. Pardon, scuză-mă, stai că mă dă la o parte. Ia! Asta? Testez, vreau să-i fac una cadou și nu știu la care să mă hotărăsc. Florine, știi că îmi plac lucrurile mai simple? De ce mai cu simple, floricele? Am mai caută, mai caută. De ce frumos colorat? Asta chiar îmi place mie. Deci sunt unicat, nu există două piese la fel, nu? Bine, când, știi cum e, când lucrăm manual, e cam greu să faci una după cealaltă să fie identică. Uh-huh. De aceea am și încercat să fac o gamă cât de cât mai largă. Așa. Am făcut și bluzițe. Asta e. E ok, era asta e, cu decolteul la vedere, ăsta e. Asta e ce trebuie. Îți mulțumesc, Florin, ce drăguț e. Pe aia să-mi o cumpere atunci. Am făcut, am și câteva variante de tricouri, bluzițe, că, de exemplu, le pun la jeans, sau exact, așa. Eu de Revelion mă îmbrac în jeans. Și Florin. E frumos, de asta dansăm. Asta exact. Despre asta e petrecerea. Și prefer în partea de sus să mă accesorizez. Nu vă lăsați pe stander? Așa. Era să cad cu el. Bun, deci... De unde petrece Revelionul? Nu știm. Nu știi încă. Dar pe nu cine trebuie, nimeni nu știe, dar eu pregătesc ținute pentru Revelion. Foarte bine și îi dau și eu lui Florin adresa să-mi ia rochea aia și îți mulțumesc, Florin. Și mulțumim, Roxana.